Tehnologii și metode noi în prepararea produselor din carne, asta deprind producătorii din orașul Orhei la un seminar de specialitate. La eveniment au participat și unele companii din Ucraina. Scopul seminarului a fost de a evidenția problemele care sunt la moment în industria cărnii, tendințele de dezvoltare a pieței pentru a putea ridica nivelul calității produselor la nivelul de produs european și siguranța alimentelor, îmbunătățirea sortimentelor și gusturile la produse. Ca scop avem a ridica problemele care sunt acum în industria cărnii actuale, tendințele de dezvoltare a pieței industriei de carne și mezelor, pentru a putea ridica nivelul calității produselor autohtone la nivel de produs european și totodată să luăm în calcul și siguranța alimentelor. Vreau să spun că tot și este noi bun și mult pentru fiecare producător. În primul rând că toate ingredientele, adăugurile este care sunt noi, sunt mai compuse, sunt mai bune, sunt mai efective și tot ce este nou e bun pentru toți. În primul rând și pentru mine și pentru ceilalți. Vreau să spun că acest seminar este foarte important pentru noi, deoarece ajută la dezvoltarea industriei alimentare, adică ajungem la un nivel înalt, adică calității produselor noastre și cât mai multe realizări, adică în domeniul nostru. La seminar au luat parte și reprezentanții ai companiilor din Ucraina, care salută astfel de întâlniri. Компания работает как на рынке Украины, так и на всем постсоветском пространстве, это страны бывшего СНГ, включая Молдавию, конечно же. То, что касается Молдавии, это наш первый семинар, который проводится на территории Молдавии. Рынок, конечно, небольшой, но нас связывают очень тесные, дружеские и партнерские взаимоотношения не только между странами, но и с компанией, которая представляет нас на молдавском рынке, это компания Rodals. Поэтому, мне кажется, нас объединяет общая история, общие вкусы, общая ментальность. Поэтому работать с Молдавией не только полезно, но и приятно. Тема, я считаю, очень актуальная, связанная с сроками хранения, связанная с транспортировкой, связанная с вкусовыми качествами, с новыми веяниями, с новыми тенденциями в мире мясной технологии. Я считаю, что она очень познавательная, и что-то мы уже взяли из этого. После дегустации, думаю, что мы закрепим свои мнения, и однозначно мы внедрим в производство что-то из сегодняшнего семинара. La seminarul au fost prezente mai multe companii de mezeluri și carne atât din Moldova, cât și din țara vecină.